Iubiți frați și surori, iubiți tineri, mă bucur că Domnul a rânduit ca în această seară să fiu aici împreună cu voi. Mă bucur să vă revăd din nou și mă simt ca la o întâlnire de tineret. Foarte mult dinamism aici la voi. Dumnezeu lucrează și mă bucur mult de asta. Doresc ca Domnul să binecuvinteze și pe păstorul acestei biserici, pe fratele Nelu, și pe toți cei care sunt în stafful acesta de conducere al bisericii Poarta Cerurilor din Timișoara. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei ce au cântat așa de frumos aici la voi și binecuvântarea Domnului să vină peste noi toți. Amin! Amin. Vreau să vă transmit salutări din partea bisericii din Orăștie, unde am fost azi dimineață și am petrecut și am stat cu ei și am spus că vin în seara aceasta la Timișoara. Și ei vă transmit har, pace și binecuvântare și zic ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea Lui de oriunde ar fi ea. Amin. Oriunde s-ar desfășura ea, este lucrarea Lui Dumnezeu și noi ne bucurăm mult de aceasta. Să deschidem acum cuvântul Lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, la capitolul 4, un text foarte cunoscut. Vom citi pasajul acesta cu samaritianca. Ioan, capitolul 4, Evanghelia după Ioan, capitolul 4, pagina Sfânta Scriptură, 1028. Ne vom ridica în picioare și vom asculta cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, sostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, cer să bei de la mine? Femeie samariteancă, iudeii în adevăr n-au legături cu samariteni. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iară sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu în viac nu îi va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, a zis femeia, dă-mi această apă, ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, te cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul, când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duș și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în duș și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos,
Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Să privim în seara aceasta spre textul acesta, care este foarte cunoscut. Aici s-a predicat și se predică foarte mult și la evanghelizări, și la serviciile divine de zidire spirituală, de zidire sufletească. Dar dacă ne mai uităm o dată, vom mai vedea ceva. Și de fiecare dată când ne uităm în Biblie, mai găsim câte ceva și sper ca Domnul să ne mai dea ceva și în seara aceasta. Amin! Amin. Mi-a plăcut și să iau textele care s-au predicat foarte des chiar și să mă mai uit odată la ele și să le mai privesc odată. Și din care am predicat poate și de 100 de ori, texte din care am predicat de când eram copil. Și m-am uitat odată la ele și Dumnezeu mi-a dat o altă viziune și mi-a făcut o altă descoperire și așa mai departe. De aceea credem că și în această seară Dumnezeu ne va binecuvânta din nou. Amin. Ne uităm la cuvântul acesta al lui Dumnezeu și vedem aici o categorie de oameni de care iudeii se fereau. Numai că nu se puteau feri, așa îi pune Dumnezeu. De cine vrei să te ferești, de ăla nu te poți feri. Că ți-l așează tot acolo unde n-ai vrea tu să dai de el. Înțelegeți? Și această categorie de oameni reprezentau samaritenii. Uitați cum spune în primele versete. Zice cuvântul Domnului așa. Atunci a părăsit Iudeia, Domnul Iisus, versetul 3, s-a întors în Galileea, părăsit Iudeia, Iudeia era în sud, Galileea era în nord, da? S-a întors în Galileea și versetul 4 zice, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns în lângă o cetate, dar n-avea de gând să treacă prin Samaria, dacă se putea și aveau avion pe vremea aceea, plecau cu avionul peste Samaria. Trebuia să treacă prin Samaria. Și vreau să mă opresc la gândul acesta. Pe oamenii răi, Dumnezeu îi pune între oameni buni. În sud erau iudei, în nord erau galileieni, care erau tot iudei, da? Și între Galileea și Iudeia stătea Samaria. Ei ca să vină de acolo 180-200 de kilometri, poate și mai mult, din Galileea și să ajungă la Ierusalim, că trebuiau să vină la sărbători la Ierusalim galileenii, să vină din nord, ei trebuiau obligatoriu să treacă prin Samaria, numai dacă ocoleau și acolo era mult, să nu treacă prin Samaria. Ca să ajungă cei din sud în nord, așa cum a plecat Domnul Iisus din Iudeea și s-a dus în Galileea, trebuia să treacă din nou prin Samaria. Samaria era între Iudeea și Galileea. Cred că sunt bine înțeles. În Samaria găseai femei din astea. 5 bărbați ai avut și pe cu ăsta al 6-lea ești în concubinaj. Stai în concubinaj. Femei de felul acesta găseai în Samaria. În Samaria găseai oameni care și-au părăsit credința. Oameni care nu mai țineau cu iudaism. Oameni care aveau poate o formă așa, mai luau ceva din iudaism, din scripturi, din cuvântul lui Dumnezeu. Știau că trebuie să vină Mesia, știau că trebuie ceva să se schimbe. Dar multe lucruri nu mai aveau cu iudaismul pentru că veniseră din altă parte, din exil. Și-au ajuns acolo și au trăit în tot felul de păcate. De exemplu, evreii fiind foarte buni comercianți, cum bine știți, țineau porci pe care nu-i mâncau, că ei nu mâncau carne de porc. Dar țineau porci și făceau comerț cu ei, cu samaritenii. Ăștia n-aveau nicio treabă, nu mai țineau absolut nimic.
Ăștia le făceau pe toate. Și atunci când se auzea, de exemplu, că cineva era samaritean, era grav. Odată i-a spus Domnul Iisus Hristos, chiar l-au învinuit că este samaritean. Și-a spus, are drac, are demon, lucră cu Domnul dracilor. E sigur, ăsta este samaritean. Ăsta nu e iudeu de al nostru. N-a fost așa, bineînțeles. Dar ca să vă puteți imagina ce a însemnat Samaria pentru ei. Oameni răi, oameni care și-au renegat credința, oameni care trăiau în diferite păcate, ei, pe oamenii aceștia răi, Dumnezeu i-a pus între așa zis și oameni buni. Și ei nu puteau să-i ocolească, ei vrând nevrând, din punct de vedere strategic, geografic, trebuiau să treacă neapărat prin Samaria. Și cei care veneau din Galileea, și cei care mergeau din Iudeea în Galileea. Ce vreau să spun cu aceasta? Vreau să spun că Dumnezeul nostru este al tuturor. Amin. Dacă nu ziceți amin, să știți că tot așa e. Ce dacă nu ziceți amin? Tot așa e. Amin. Dumnezeul nostru este și pentru oamenii buni și Dumnezeul nostru bun, în accepțiunea noastră, și Dumnezeul nostru este și pentru oamenii răi. În accepțiunea noastră că toți sunt răi, oricum. Iubiții mei, și atunci, Dumnezeu, ca să-i poată mântui, a pus oamenii buni, da? Oamenii răi, între oamenii buni. Și oamenii buni, ca să meargă de la unii la alții, trebuiau să treacă pe lângă oamenii răi. Și dacă nu-i salutau, n-aveau nici voie, uitați-vă ce scrie aici. Să mirau că vorbeau cu o femeie samariteancă. Sau când femeia i-a zis, dăm să beau, zis, ce? Tu, iudeu, cer să bei de la mine apă, eu, femeie samariteancă? A zis, ce se iubeau? Asta da dragoste. Nu? Nici vorbă. Era o ură între ei. Dar Dumnezeu i-a așezat așa, că nu puteau, trebuiau să treacă de la unii la alții și mai ales ăia buni. Că ăia răi nu se duceau la Ierusalim. Ei aveau, se închinau în altă parte, se închinau în alte orașe, la Betel, au făcut viței, se închinau peste tot. Nu se duceau la Ierusalim. Dar vorbim de cei care îi numim buni, care păzeau legea. Ăștia trebuiau să vină la Ierusalim din Galileea și trebuiau să treacă prin Samaria. Sau cei care vreau să meargă în Galileea, trebuiau să treacă prin Samaria, trebuiau să treacă pe la nenorociți ăștia, pe la samariteni ăștia, pe la păcătoși ăștia. Trebuiau să treacă pe lângă ei. Hai să învățăm și noi câte ceva din lecția aceasta. Și anume, să înțelegem că Dumnezeu îi vrea pe toți. Amin. Că Dumnezeu nu face deosebirile pe care le facem noi. Și dacă ai unul rău lângă tine și toată ziua te frești de el și așa, Dumnezeu l-a pus acolo lângă tine. Tu zici, dar cine l-a mai dus pe ăsta, Domnul? Cine l-a pus pe ăsta lângă mine, Domnule? Toată ziua mă chinuie, toată ziua am probleme cu el și așa mai departe. Cine l-a dus lângă mine? Dumnezeu l-a pus acolo. Dumnezeu vrea să-l schimbe prin tine. Și o zici, pe ăsta niciodată nu se va întâmpla așa ceva. A nu, Dumnezeu vrea să lucreze în sensul acesta. Pentru că aminte că am predicat într-o biserică undeva în nordul țării și după ce am predicat de iertare, nu mai știu ce am vorbit acolo despre iertare și despre felul în care lucrează Dumnezeu, a fost atinsă inima unuia. Eu n-am știut inima, era un frate și era patron și a fost atinsă inima lui. Și a venit foarte marcat după predică și ne-am dus la o masă și a venit și el. Și a început să vorbească așa, a vorbit cu mine și după aia a început să vorbească cu el, singur cu el. Noi l-am ascultat. A început să spună, nenorocitul. Iar a scăpat. Noi ne uitam la el. Cine e ăla care a scăpat? El iară spunea, iar a scăpat, domnule, a mai scăpat odată. Nenorocitul, domnule, numai necazul mi-a făcut. Noi, cine e ăla? Știți ce ne-a spus? Zice, am un angajat.
care uite câtă pagă mi-a făcut și ce mi-a făcut și cu tare și cu tare și l-am iertat și l-am mai iertat odată. Și asta e a treia oară, zice. Iară mi-a făcut-o. Și zice, am fost hotărât, era duminică seara, mâine să-l dau afară. Dar zice, după predica asta nu-l mai dau afară. Iar o scăpat, zice, o mai scăpat odată. Ăia răi, pune Dumnezeu lângă tine și nu știi cum să scapi de ei. Dar nu scapi de ei. Că zice, trebuia, scrie aici. Nu? Așa e textul. Domnul Iisus trebuia să treacă prin Samaria, să ajungă în Galileea, să urce sus în Galileea. Probabil că nu se meargă la Nazaret, dar acolo s-a acolo copilărit, bineînțeles. Și așa. Și trebuia să treacă pe acolo. Dumnezeu pune pe oamenii răi între oamenii buni, pentru că vrea să corecteze și pe cei răi. El vrea să-i mântuiască pe toți. El vrea să se ocupe de toți. Aleluia! Ce să luminăm dacă nu-i întuneric? Aduceți lumină aici, nu-i întuneric, da? Și aduceți lumânări. Ortodoxii fac din asta, ei aduc lumânări și nu dă-i lumină. Și pun lumânări peste tot. Ce să luminez? Luminările alea n-au mare efect când lumina aici este... Cu lumina este, aici este foarte puternic. Poate, din punct de vedere simbolic, probabil că asta este. Din punct de vedere simbolic. Dar din punct de vedere fizic, n-au niciun efect. Tu vrei să luminezi acolo unde e multă lumină. Vii și tu cu o lumină, poate mai slabă decât lumina care e acolo, și vrei și tu să luminezi. Dacă vrei să luminezi, du-te unde e întuneric. Du-te la cei răi. Du-te și luminează acolo. Du-te, stai în mijlocul lor. Avem un cartier în Orăștie, frații știu. Ne auzim de cartier, ne punem mâinile în cap. Un cartier în Orăștie, acolo sunt oamenii răi. Și așa mai la margine. Noi i-am pus mai la margine, nu i-am pus la mijloc. Cum erau samaritenii la mijloc. Sunt undeva mai la margine. De acolo mai la margine. Și am un frate, de acolo au venit unii și s-au pocăit. În cartierul acela. Și un frate a venit la mine și mi-a spus... Frate Moise, știi ce m-am gândit eu? Pocăința ăștia ai noștri și cu adunarea noastră și așa. Ce te-ai gândit, mă? M-am gândit, zice, dacă vrei să-i verifici, că dumneata-i mai verifici așa din când în când, să vezi cum stau cu credința, dacă vrei să-i verifici cum stau cu credința, aici nu-i poți verifica, aici la biserică. Nu-i poți verifica nici în oraș, că orașul nostru este un oraș liniștit. Civilizat. Nu-i poți verifica. Dar dacă vrei să verifici, dă-mi mie să-i duc în cartier. Acolo, dacă și acolo se luminează cum luminează aici în biserică, e perfect. Acolo se va vedea dacă sunt credincioși sau nu sunt credincioși. Iubiții mei, Dumnezeu în seara aceasta să ne cerceteze pe toți. Amin. Și dacă cumva avem pe cineva lângă noi, să ne gândim foarte bine și ne deranjează și nu ne convine și așa mai departe. Să ne gândim foarte bine că Dumnezeu l-a așezat acolo. Poate ai un șef din ăsta. Asta e mai grav, nu? Poate ai un șef din ăsta. Poate ai, eu știu, pe cineva aproape. Poate ai părinții. Poate ai pe cineva anume, în familie. Poate ai prieteni. Poate ai vecini de felul acesta. Dumnezeu l-a pus acolo ca să ne verifice pe noi. Dacă noi suntem credincioși sau nu. Dacă noi dovedim credincioșie sau nu. Și prin noi, Dumnezeu în timp să-L poată lucra și să schimbe pe oameni. Slăvit să fie numele Domnului! A trecut o lumină puternică și această lumină a fost lumina Domnului Iisus Hristos prin Samaria. Și Samaria s-a întors în masă la Dumnezeu, pentru că a trecut o lumină puternică pe acolo. Doresc această lumină să treacă și pe aici. Amin. O lumină spirituală și această lumină să lucreze în multe inimi și multe vieți. Al doilea gând pe care l-am din textul acesta, ne mai uităm o dată. Amin. Ne mai uităm o dată și să vedem. Poate Domnul ne va mai descoperi ceva. Cuvântul Domnului spune, atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. A ajuns lângă o cetate, zice versetul 5, din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla
fântâna lui Iacov, ne spune versetul 6, Iisus sostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Acolo, în Sihar, se găsea fântâna lui Iacov. Să trecem și să discutăm despre fântâna lui Iacov. Am vrut să ajung la această fântână când am fost în Israel, dar n-am reușit. Au fost frați însă care au trecut pe acolo și mi-au povestit de fântână. M-am uitat și eu pe hartă, pe harta fizică a Israelului, și am localizat fântâna aceasta. Dacă ne uităm pe hartă, o să observăm că fântâna aceasta se găsește între doi munți. Între doi munți. Sihar. Acolo era fântâna lui Iacob. Ea se găsește între muntele Garizim și muntele Ebal. Și acum citesc din Deuteronom, capitolul 27. Aici scrie, în aceeași zi, versetul 11, Moise a mai dat următoarea poruncă poporului. După ce veți trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif și Beniamin. 6 seminții din 12. Să stea pe muntele Garizim și să binecuvinteze poporul. Da? Iar, versetul 13, alte 6, Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan și Neftali, să stea pe muntele Ebal și să rostească blestemul. Și așa au făcut. Pe muntele Garizim s-a rostit binecuvântarea și pe muntele Ebal s-a rostit blestemul. Să steau pe vârful munților, acestor doi munți, și începeau să strige. Tot ce a vorbit Dumnezeu despre binecuvântare, despre de pe Garizim. Și pe celălalt munte, pe Ebal, celelalte 6 seminții, strigau toate blestemurile. Toate blestemurile sipau de acolo și strigau de pe cei doi munți. Pe Garizim și Ebal, fântâna lui Iacov, se găsea între cei doi munți. Între muntele de pe care s-a rostit binecuvântarea și muntele de pe care s-a rostit blestemul. Probabil undeva mai jos se găsea fântâna lui Iacov. Întrebarea este, de unde venea apa? Venea de pe Ebal, de pe muntele blestemului, sau venea de pe Garizim, nu? Apa aceea din fântână. Era o fântână adâncă, așa cum este scris, era o fântână adâncă. Și apa venea de pe cei doi munți. Am spus deja, venea de pe amândoi. Venea și de pe Ebal și venea și de pe Garizim și apa intra în această fântână. Era și de pe muntele binecuvântării, era și de pe muntele blestemului. Aceasta a fost fântâna lui Iacob și apa din fântâna lui Iacob. Dar să știți că și astăzi este tot așa. Tot apă din asta bem amestecată. Nu poți să zici, Domnului, e numai binecuvântare. Pe de altă parte, nu poți să zici că e numai blestem. Sunt și lucruri bune acolo. Când a început să apară internetul, cineva m-a întrebat dacă e păcat sau nu e păcat să folosești internetul. Voi ce ziceți? Acum au apărut de mult. Dar răspunsul este același, pe care l-am dat atunci. Să știți că este același astăzi. Nu zâmbiți. Este același. Am spus, depinde cum îl folosești, nu? Care să fie răspunsul? Dacă îl folosești bine, e o binecuvântare. Dacă îl folosești rău, este un blestem. Poate să fie un blestem pentru tine. Să folosești internetul. Dar alte lucruri nu sunt tot așa? Nu sunt în lumea aceasta lucrurile amestecate? Nu bem noi o apă în care e și binecuvântare, dar pe de altă parte ne face și rău? Este și un blestem? Lucrurile sunt amestecate în fântâna lui Iacob. De aceea a spus Domnul, oricui bea din apa aceasta, din fântâna lui Iacob, îi va fi iarăși sete. Dar cui bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete. Aleluia! 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 Slăvit să fie Domnul! Amin. Nu rămâne satisfăcut cu ceea ce ai găsit în știință.
Și acolo lucrurile sunt amestecate. Au fost lucruri care au spus știința, așa e, așa e, așa e, și la un moment dat l-au renegat. Eu am spus, nu mai este așa, că s-a descoperit altceva, să vezi că e altfel. Și nu mai este așa, noi am descoperit altfel și altfel stau lucrurile. Pentru că lucrurile-i fântâna lui Iacob. E între Ebal și Garizim. Apa vine și de la binecuvântare, apa vine și de pe blestem. Și acolo lucrurile sunt amestecate. Trebuie să faci selecție, spunem noi. Numai că nu le putem selecta așa de bine. Cel mai bine este să schimbăm fântâna. Asta ar fi cel mai bine. Că nu le putem selecta chiar cum vrem noi. Noi zicem, o, selecție, domne, trebuie să fii înțelept, trebuie cu tare să le selectezi. Le selectăm câteodată nu cu mintea. Câteodată le selectăm cu simțurile și asta e foarte grav. Când facem ceea ce simțim noi că ar trebui să facem, sau când ne uităm la un anumit lucru, luăm ce simțim noi că trebuie să luăm. Și asta e foarte grav, că simțurile noastre ne înșală. Am întâlnit pe cineva care mi-a spus, frate, eu nu fac să știi decât ce îmi spune inima mea. Și am zis, vai de tine! De ce? Nu fac decât dacă inima mea nu-mi spune, eu nu fac. Și am zis, ești foarte greșit. Pentru că inima noastră e foarte bună, nu? E nespus de înșelătoare. Și deznădăjduit de rea. Cum faci tu, domnule, numai ce-ți spune inima ta? Vedeți? Judecă cu simțurile. Atunci când facem selecția, luăm și poate numai ce ne place. Luăm doar plăcerea noastră. Așa cum sunt unii care se vin să se pocăiască. El vine să pocăiască și îl întreb, de ce vrei să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu? Și cum te-ai gândit tu să faci asta? Și au zis, am rezolvat problema. Cum? Au spus, nu mai beau și nu mai fumez. Și? Și atât. Aia e toată pocăința lui, nu mai bea și nu mai fumez. În rest, când am început să-i citesc din Galateni, Faptele Firii Pământești, știți, Galateni, capitolul 5, să-i citesc Faptele Firii Pământești, hai să vezi de câte trebuie să te lași. Și ne-am citit pe toate, vreo 20, 30, câte sunt de acolo, s-a uitat la mine și a zis, atâția sunt. El a crezut că sunt numai două. Și 30, cine știe? Și zice, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun dinainte, cum v-am mai spus, zice Pavel, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Zic, nu sunt numai atâtea, că mai sunt și altele asemănătoare cu astea. I-am spus, iubiții mei, noi când facem selecția, putem să o facem greșit în fântâna lui Iacob. De aceea cel mai bine ar fi să bem o apă curată. Curată 100%. Amin. Amin. Să trecem să vedem unde o găsim. Domnul a continuat discuția cu femeia samariteană și a spus că nu e absolut nicio deosebire. Spunea că el este iudeu, cum îndrăznește să ceară apă de la o femeie samariteană și Domnul zice, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei. Și El ți-ar fi dat apă vie. El ți-ar fi dat apă vie. Mulți se întreabă și spun, ce caută atâția oameni la biserică? Și mai ales în România, oamenii totuși mai merg la biserică. Și bisericii este să umplu, așa cum este și în seara aceasta, și își pun întrebările, ce caută atâția oameni la biserică? Noi suntem aici pentru că ne-am săturat de fântâna lui Iacob, din care bem toată ziua și în care lucrurile sunt amestecate. Și trebuie să facem selecție și așa mai departe și niciodată nu suntem satisfăcuți. Și niciodată nu suntem satisfăcuți de ceea ce primim din lumea aceasta. De aceea suntem aici. Noi vrem să căutăm o fântână și vrem să-L căutăm pe cineva care ne dă apă vie, din care să bem odată. Și să nu mai trebuiască să ne chinuim, să scoatem și să nu ne mai trebuiască lumea aceasta și apa aceasta amestecată niciodată. Doamne, cercetează toată adunarea. Amin. Pentru aceasta suntem aici, să bem din această fântână. Suntem aici pentru că suntem sătui de apa pe care am băut-o lume. Suntem aici pentru că suntem sătui de tot ce am găsit în lume.
Suntem aici pentru că suntem sătui de lumea aceasta. Ceea ce am găsit la Dumnezeu este mult mai minunat. Ceea ce am găsit la Dumnezeu este extraordinar. Slăvit să fie numele Domnului! Eu am lucrat aici, nu departe, de Timișoara, la vreo 30 de kilometri, frații unii dintre frați știu. Am lucrat 3 ani în agricultură, am fost șef de fermă la Liebling și am lucrat acolo vreo 3 ani. Prin anul 2 sau chiar în ultimul an, nu mai țin minte, poate mai spus întâmplarea aceasta, dar se potrivește cu textul pe care îl avem aici. Inginerul mecanic, mecanicul șef al IAS-ului, mi-a zis, vino aici la mine în birou. Și am mers în biroul lui. Avea un birou cu ferestre mici, insalubru. Acolo era birou, un fel de atelier făcut, un pic de birou acolo. Și m-am dus acolo și am zis, m-ai schemat. Deci ai luat cu tare lucrurile, l-ai luat, da, piesele cu tare și așa, le-am luat. Am semnat facturile, tot. Pentru ele au trecut la noi pe fermă, așa se proceda atunci. Și după ce am terminat cu partea asta tehnică și de meserie, a închis ușa. Avea niște perdeluțe, că erau ferestre mici. Avea niște perdeluțe din aia albe, trase așa pe sfoare, cum se făcea atunci, era pe vremea regimului trecut, și le-a tras la geam și perdeluțele alea. Și-a închis și ușa. Și eu m-am uitat la el, am zis, ce faci? Zice, vreau să-ți dau ceva, nici la directorul nu i-am dat. Ce vreau să-ți dau ție. Eu m-am uitat așa lung la el, m-am gândit, ce vreau să-mi dea? Zice, o să vezi tu. Asta am pregătit-o special pentru tine. La tine m-am gândit. Și am zis, bine, dar ce anume? Și am mers și-o scos dintr-un sertar care l-avea acolo, o scos o sticlă pe care scria whisky. S-a uitat la mine și a spus, nu-i dau la, nici la inginerul șef, nici la directorul, că ăștia o beau toată, zice. Să-ți dau ție să servești și cu tare, bei un pahar aici cu mine și nu știu ce și așa. Numai am închis ușa și așa mai departe. Ușa era închisă, perdelele erau trase, erau numai eu cu el. M-am uitat la el, nu uit că trăiesc faza asta, am uitat la el și i-am spus, domnule, tovarășe, sau nu știu cum i-am spus, cum spuneam de atunci, era mai în vârstă, sigur, eram mai tânăr și tânăr inginer acolo la ei, a fost anii de stagiatură, venit de la Timișoara, am uitat la el. Și am spus, nu vă supărați, dar eu știu bine că eu nu servesc, eu putare. Și am început să-i spun, știți principiile mele, dar nu suntem de două zile aici, că am câțiva ani, de când lucrăm împreună și știți bine că eu nu servesc așa. Păi eu știu, dar nici asta, nici așa ceva, asta e valută foarte, asta e, domne, deosebit, nici nu-ți poți imagina. Și a început el să-mi spună, da, zic că e american. Da, că așa-i voștri, sunt în America, ziceam, spune el. Și cu tare. Și am zis, bă, fi, dar zic că e alcool, noi nu servim alcool. Dacă mi-ai da un Pepsi, așa, dar nu servim alcool sub nicio formă. Și a spus, nu, că treabă, că cu tare, că să vezi cum te simți. Și m-a început el să-mi spună tot felul de lucruri. Și m-am uitat la el și am spus, domnule, nu pot. Domnule, eu îți promit, zicea el. Că nu spun la nimeni. Am închis ușa, am închis ferestrele. Vă spun eu vouă acum. Am închis ușa, am închis ferestrele, am tras perdelele la ferestre și așa mai departe. Și nu ne vede și îți promit că eu n-am să spun la nimeni, dar am vrut să te servesc pe tine. Am văzut că ești cinstit, am văzut că ești așa și am început să mă și laude și așa mai departe. Și trebuie să servim împreună. Nu se poate. El era secretar de partid atunci pe IAS, pe Gostat. Și a spus, trebuie să servim împreună. Și am spus, domnule, nu se poate pentru că oricum ne vede cineva. S-a uitat el, nu ne vede nimeni. Nu e așa, domnule, nu e așa, spuneam eu, tot ne vede cineva.
Dar au spus el, cine totuși? Cine? L-am tot chinuit așa. Cine? Și am arătat în sus. Când am arătat în sus, el din instinct s-a uitat în sus. Uita. Și atunci și-a dat seama ce a făcut. Și a zis, tu chiar crezi asta? Și a zis, chiar cred. Și am avut ocazia să vorbesc cu acest om, și nu numai cu acest om, și să-i spun, dacă bei din apa asta, iarăși va fi sete. Ia uitați-vă în cartea Proverbelor. Știți ce scrie în cartea Proverbelor că face ăla biat? Zice că bea, toată ziua bea, ochii se fac roșii, scrie acolo. Și după aia merge și se culcă, normal. Și după ce se scoală, cum zice? Nu mai beau cât trăiesc. Ce scrie, frate? Mai vreau vin, scrie. După ce s-a trezit, mai vreau vin. Și am spus, cine bea din apa aceasta, din vinul ăsta, din whisky ăsta, și apoi vei bea alte băuturi și alte băuturi, îi va fi iarăși sete. N-au zis bine, domnul? Da. Cine bea din apa asta, îi va fi iarăși. Dar cine bea din apa pe care o voi da eu, a spus domnul, în viață nu-i va fi sete. După ce nu-i va fi sete? După apa din fântâna lui Iacob nu-i va fi sete. Că femeia i-a zis, dăm din apa ta, ca eu să nu mai vin aici, nu? La fântâna asta. Și să scot, așa a spus femeia. Femeia a înțeles corect. Nu că nu-i va fi sete în continuare după cuvântul lui Dumnezeu. Sau nu-i va fi flământ și însetat, zice, ferice de cei flămânți și însetați după neprihănire, a zis Domnul. El va fi însetat după lucrurile dumnezeiești, dar după fântâna lui Iacob nu-i va mai fi sete niciodată. Îi va pieri setea pentru totdeauna. Și atunci am spus mecanicului șef și am zis, nu vă supărați, noi nu bem, nu pentru că neapărat că ne vede cineva. Totuși ne vede cineva, fără discuție, că ne vede Dumnezeu. Noi nu bem că nu mai avem nevoie. Noi nu bem că nu ne mai este sete. Setea după lucrurile acestea în noi a murit pentru totdeauna. O, facă Dumnezeu în această seară. Dacă mai este unul însetat după lume, setea aceasta să moară pentru totdeauna. Amin. Și va muri. Că este scris. Că dacă bea din apa vie în seara asta, Dumnezeu îi va lua setea după lume și după tot ce este lume. Slăvit să fie Domnul! Amin. Încă un gând mai am, sigur că sunt multe aici. Dar ne mai uităm o dată. Să ne mai uităm o dată și să mai vedem ceva în textul acesta. Și anume, apa moartă și apa vie. N-am înțeles până când am ascultat odată o emisiune ce însemnează în accepțiunea teologilor, poate moderne, așa, ce însemnează apă vie. Și am ascultat o emisiune și am spus că este apa care se mișcă. Apa din râuri care se mișcă este considerată apă vie. Sigur că n-am crezut 100% asta, că asta este apă vie. Aia e tot apă fizică. Nu mă spune că e vie pentru că se mișcă. Și asta mi-a rămas în minte. Asta am luat-o. Este vie pentru că este mișcat. Iar apa moartă este o apă din fântână care nu se mișcă. Este o apă dintr-un lac care nu se mișcă. Toate apele din râuri, toate apele din râuri se mișcă. Ele sunt în mișcare. Și am zis, să știi că și spiritual este așa. Și anume, apa din fântâna lui Iacov, apa lumii acesteia, apa aceasta nu se mișcă. Apa aceasta stă acolo în fântână și apoi ne trebuie găleată să mergem, să o scoatem, să ne chinuim. Și femeia a zis, dacă îmi dai din apa ta, eu nu mai vin aici să mă chinui să scot. Fac distanța așa. Și ce distanță a făcut? De la Sihar la Sihem. A fost o distanță de în jur de 12 km. Sau poate 10 km. Pe jos trebuia să meargă pentru o găleată de apă. Enorm de mult! Dacă a fost distanță. Să fi fost mai mică, să fi fost de 5. Nu știm exact, că și localitățile astea de acum 2000 de ani nu se mai cunosc cu precizie. Dar dacă să fi fost de câțiva kilometri, să fi fost distanța, să mergi pe jos pentru o găleată de apă, însemna enorm. Însemnau eforturi enorme, fantastice, pe care trebuie să le faci pentru o găleată de apă. Iubiții mei, în seara aceasta,
Dumnezeu vrea să ne dea fără nici un efort o apă vie pe care nu o scoatem cu găleata. Biblia spune că apa aceasta ce face? Țâșnește. Va țâșni și va țâșni așa de tare încât va țâșni până în viața veșnică. Doamne, dă-ne apa vie. Amin. Apa care țâșnește. Duhul Sfânt. Avem nevoie de această apă care țâșnește în viața noastră. Ea trebuie să țâșnească în toată ființa noastră. Ea trebuie să miște tot ce este noi. Apa lumii acesteia mișcă doar mintea. Și am văzut foarte mulți care vin chiar la amvon și vor să impresioneze mintea. O, nu, noi avem nevoie ca apa lui Dumnezeu să atingă și mintea și sufletul nostru. Avem nevoie ca tot ce este noi, zicem psalmi, să laude numele Tău, Dumnezeule. Tot ce este noi, pentru aceasta apa lui Dumnezeu trebuie să circule prin toate mădularele noastre. Și să nu mai rămână nimic neatins în viața noastră și niciun păcat și niciun lucru stricat în viața noastră. Apa vie să miște tot ce este în noi. Apa vie este în mișcare. Aș dori ca această apă vie în mișcare, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să miște ființele noastre. Mărit să fie Domnul! Ești gata să renunți la apa lumii acesteia pentru apa lui Dumnezeu? Sau zici, eu știu să fac selecție. Eu selectez foarte bine. E foarte bine că selectez. Dar nu uita niciodată că nu poți să selectezi perfect. Sita ta nu este așa de deasă ca să poată să facă clar deosebire între bine și rău. De câte ori n-am fost întrebați noi păstorii, a fost întrebați până unde este bine și până unde este rău. Frate, și tinerii ne întreabă asta, frate, vrem să știm unde este limita. Și atât tinerii dau răspuns, că ei le au cu asta. Ei spun, da, zice frate, nu e așa că nimeni nu reușește să stabilească limita. Adică nici voi nu o să reușiți să stabiliți care este limita. În multe lucruri așa este. În multe lucruri habar n-avem să stabilim limita. Pentru că nu o putem stabili, numai Dumnezeu poate să tragă linie și să spună până aici este bine și până aici este rău. Noi vrem, iubiții mei, ca tot ceea ce facem, să facem spre slava Lui. Amin. Și când ne alimentăm, să ne alimentăm cu apă vie. Amin! Amin. Veniți și vă alimentați aici cu apă vie, că văd că în fiecare zi sunteți chemați. M-am uitat la programele pe care aveți și aveți programe în fiecare zi la biserică. Să nu vă pară rău de asta. Alimentați-vă cu apă vie. Că dacă nu veniți aici, 100% o să mergeți în altă parte și o să vă alimentați din altă parte. Și după ce primim apa vie, lăsăm apa cealaltă, uităm de ea, uităm și de noi și de apă și de tot ce a fost înainte. Ultimul gând al meu este că femeia a plecat de la fântână. Au venit și ucenicii, dar când au plecat de la fântână, zice cuvântul, un amănunt foarte important. Vii atâția kilometri pentru o găleată de apă. Și când pleci, cum a plecat? Fără apă. Asta este interesant. O, să dea Dumnezeu! Să se întâmple și în seara aceasta aici la poarta cerului. Când plecăm, să plecăm fără apa lumii. Să o aruncăm aici. Să ne golim aici de apa asta lumii și să ne umplem de apa lui Dumnezeu, Amen. De apa via lui Dumnezeu. Știți cum a plecat? Citiți. Femeia, zice, a lăsat găleata și s-a dus. Găleata a rămas acolo. Beatul, Doamne, să bea apostolii, să bea ceilalți, e important. Pe mine nu mă interesează apa asta. Eu am găsit o altfel de apă, apă vie. Am mers prin cetate și a spus, am fost... O venit fără găleată. Unde este găleată? Ai adus apă? Nu am adus apă. Am lăsat găleată acolo, fântână. Am găsit un alt fel de o altă apă. Și nu numai că am găsit o altă apă, eu am găsit fântâna. Veniți și vedeți, nu aceasta este fântâna cu apa vie pe care noi deja o așteptăm să vină. Noi îl așteptăm pe Mesia să vină. Veniți de vedeți, nu este El Mesia? Veniți de vedeți, mi-a spus tot ce am făcut. Și nu numai. O spus că îmi dă apă vie să beau din ea. Am băut din ea, am lăsat fântână, am lăsat găleata la fântână și am plecat fără găleată.
Și a avut o credibilitate fantastică în Samaria. Toată Samaria s-a ridicat și a venit la fântână. A plecat la amiaz. A plecat la amiaz când nimeni nu merge după apă, de rușine. Și când s-a întors, a dispărut și rușina, a dispărut tot și a venit plină de bucurie că ea l-a găsit pe Mesia pentru prima dată. Hai să vedeți și voi! Și au venit și a stat Domnul zile întregi acolo cu ei. Și le-a vestit Evanghelia și samaritenii spuneau, acum nu mai credem din pricina cuvintelor tale, te-am crezut și pe tine. Dar acum credem pentru că noi l-am văzut, noi l-am auzit și am ajuns la cunoștința că El este Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Sunt poate mulți tineri, bătrâni, indiferent de ce vârstă, care cred pentru că le-a spus fratele Nelu Filip. Sau le spune fratele Moise. Sau le spune, eu știu care frate care mai vine și le spune, noi credem că frații ne spun și ei au credibilitate. O, ce m-aș bucura să nu credeți, să credeți în prima fază pe frații, normal. Să ne credeți pe noi în prima fază. Dar bucuria noastră nu este asta de plină. Bucuria noastră este de plină, bucuria noastră de plină este să vă întâlniți cu Domnul Iisus Hristos. Amin. Și acum și apoi să veniți la noi și acum zice, nu mai credem datorită cuvintelor voastre, ci credem că l-am văzut noi înșine și ne-am întâlnit cu El. Un exemplu și am încheiat. La noi la biserică, când am venit în Oroștie și am predicat cuvântul lui Dumnezeu, era înainte de Revoluție, în 86, plecat din Timișoara, de aici, de la voi, de la Librin, practic, și am venit la Orăștie, am predicat cuvântul Domnului și a fost o tânără care venea și asculta. Și la un moment dat, acea tânără a venit cu alte fete la mine și din biserică și mi-a spus că ea vine de la Martor și că are multe întrebări. Și vrea în seara aia să-mi pun toate întrebările. Eu când am auzit, eu știu că ăștia au multe întrebări. Când am auzit, m-am dat de cap și am zis, nu am eu vreme să răspund eu la întrebări, ție în seara asta. Era după biserică, era târziu, o să stau eu toată noaptea să-ți răspund la întrebări. Zic, nu, odată vii cu cineva la mine, ne întâlnim, stăm de vorbă, și așa mai departe, și îți răspund la întrebări, dar atunci când am timp, nu... Acum vii să spun eu, tăi, răspund la toate întrebările. Dar zice, să știi că am multe, știu că ai multe. Și am văzut-o că tot venea la adunare. Venea. Tot venea la biserică. Și la un moment dat a trecut o lună și nu mai venea cu întrebările. Dar la biserică venea. O trecut două luni. La biserică venea, cu întrebările n-a venit. Cam după vreo aproape trei luni, mi-aduc aminte că m-am întâlnit cu ea în curtea bisericii, la eliberare, când am plecat. Și am zis, ei, zic, ce mai faci? Tu ești aia cu întrebările. Și am spus, nu mai vii cu întrebările, nu mai vii să discutăm. Știți ce mi-a spus? Mi-a spus că nu mai are nicio întrebare. Și am zis, da, ce s-a întâmplat cu cine a stat de vorbă? Cine s-a lămurit? Și mi-a spus, auzi, știi ce, frate Moise, zâmbea și îmi spunea plină de bucurie, frate Moise, după ce am discutat cu tine, eu am tot venit la biserică și m-am dus la stăruință și acolo Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Și acum, zice, nu mai am nicio întrebare. Că Domnul Duhul Sfânt mi-a spus tot, m-a lămurit complet la toate întrebările pe care le-am. Cine bea din apa pe care o voi da eu, și ăla-i Duhul Sfânt. Amin? Amin. Cine bea din apa pe care o voi da eu, nu-i va fi în viață sete, niciodată nu-i va mai fi sete. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ba apa pe care o voi da eu, se va transforma în el într-un izvor care va țâșni în viața veșnică. Glorie Domnului! Dumnezeu să ne cerceteze și să ajungem la nivelul acela în care să veniți la noi și să spuneți, nu mai avem nicio întrebare. Tot am vrut să vă întrebăm, dar Domnul ne-a dat răspuns la toate întrebările. Aleluia! Ungerea pe care le-am primit-o de El ne învață toate lucrurile. Ungerea ne învață toate lucrurile. Și această ungere știm,
Această apă știm că este adevărată și nu este o minciună. Amin. Amin.